3Net Radio. More music, more colors. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis, aveți o săptămână așa cum vă doriți, în care cele bune să se adune, cele rele să se spele, evident. În această ediție vă prezentăm un concept de succes, se numește Pas Boutique, un atelier de balet și jazz dance. Creatoarea sa, Gabi Batori, profesor de balet și jazz dance, este invitata noastră în această seară la Radio 3Net. Bună seara, Gabi, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să mă aflu aici. Și noi îți mulțumim mult că, iată, ai acceptat invitația, deși nu de mult s-a terminat ora de balet, să înțeleg. Acum o oră. Acum o oră. Ce este Pas Boutique până la urmă și din ce dorință s-a născut? Păi, contrar așteptărilor, Pas Boutique este un concept care s-a născut în familie, împreună cu fiica mea, eu fiind absolventa unui liceu de coreografie, ea fiind absolventa facultății de teatru, ne-am gândit să dezvoltăm acest simț acut pentru artă. Și în primul rând am fost influențată de faptul că nu existau produse pentru dansatori, eu având de mică pasiunea pentru croitorie. Deci acest Pas Boutique de fapt a plecat din dorința mea de a crea îmbrăcăminte pentru costume dansatori. Pentru dansatori, da. Exact. Și acesta a fost primul pas. Și apoi am încercat să predau la o altă școală și mi-am dat seama că îmi place foarte mult. Voi dezvolta acest subiect al meu puțin mai încolo. Acum am să răspund direct la întrebare. Deci, pornind de la ideea acestui magazin, am ajuns să îmi dau seama că îmi place foarte mult să predau. Și prin asta îmi împlinesc un al doilea vis, să fiu profesor. Multe vise se împlinesc acolo la voi, inclusiv visele acelea din copilărie, când probabil că fetițele mai mult se visau balerine în tuturi multicolore și multisclipitoare pe scenă. Dar iată că visul ăsta se poate continua la Pas Boutique, pentru că aveți acolo cursuri și pentru copii. Da. Dar și pentru adulți. Cum îi atrageți pe copii? Cum îi atrageți pe adulți? Hai că la copii parcă e mai ușor de înțeles. Cum procedați cu cei mari? Cei mari, sincer, au venit de la sine oarecum. Sigur că în primul rând am pornit cu cursuri pentru copii și pentru că eu mă simt foarte atașată de acei copii pe care îi învăț balet. La fel de multă căldură au simțit și părinții, deci am reușit să le transmit și lor și și-au dorit să participe la oră. Astfel încât la început am inițiat un grup format din copii și părinți. Au mers foarte bine, apoi atmosfera a devenit atât de familiară, încât părinții au spus, ok, ocupă-te de copii, noi bem o cafea și poate faci cursul separat pentru noi. Pentru... Categoric. Se plictisiseră părinții? Sau se jenau cumva unii de alții de cum se exprimau și cum refulau acolo în sala de balet? Plus că energia copiilor este debordantă, deci... copiii aveau atât de multă energie încât își depășeau părinții. Clar, la capitolul ăsta, sigur. Și cursurile de adulți s-au dezvoltat astfel încât fiecare mămică și-a chemat prietena, prietena și-a chemat prietena. Deci așa am crescut. O atmosferă de familie. Da, așa este. O gașcă mare de prieteni acolo la Pas Boutique. Îți dau ocazia să dezvolți ceea ce începusei să spui puțin mai înainte, apropo de faptul că faci ceea ce îți place și ceea ce iubești. Cum mai defini pasiunea asta în dans, în balet? Ce înseamnă să fii îndrăgostită de mișcare?
Păi povestea începe când aveam eu 3 ani și jumătate, când m-a dus prima dată bunica, ea își dorea să mă vadă balerină și m-a dus la cursuri de balet. Sincer, pe vremea aceea eu eram un copil foarte ascultător, nu înțelegeam mare lucru din ceea ce se întâmplă sau ceea ce fac. Știu că îmi plăcea pe scenă. Îmi plăceau luminile, îmi plăcea că bunica îmi cosea costume și când am crescut pe la vârsta de aproximativ 6 ani, mi-am dat seama că aș putea chiar eu să creez costume din hârtie creponată, ce-i drept, pe vremea aceea asta era. Și împreună cu verișoara mea, care și ea a devenit tot balerină, tot datorită bunicii, noi ne jucam de-a spectacolul, de a crea costume, de a crea scenete și mai târziu, când am ajuns la liceu de coreografie, știu că eram undeva în clasa 8-a și mă mândream colegelor mele că eu o să am școala mea de dans, de balet, pentru că pe vremea aceea nu cunoșteam conceptul de jazz dance, dar eu o să predau dans modern. Sigur că toată lumea râdea de mine, pentru că pe vremea aceea era imposibil de închipuit așa ceva. Dar eu știam de pe atunci că eu o să am școala mea. Așa că revin și spun că pornind de la creația această vestimentară pentru dansatori, mi-am dat seama că, de fapt, eu totdeauna mi-am dorit să am școala mea. Așa că de ce nu aș pune în practică ceea ce mi-am dorit? Și în momentul în care am început să predau, chiar am simțit că, da, acum sunt împlinită și fac exact ce presupun că și-ar fi dorit și bunica mea pentru noi. Mai păstrezi cumva legătura cu vreuna din colegele acelea care nu credeau pe vremea, în vremea respectivă, în visul tău? Da, pentru că în liceul de coreografie, fiind foarte puțini elevi care termină într-o promoție, legătura între noi rămâne strânsă. Da, sigur că nu sunt singura care am înființat o școală de balet și dans, dar da, când ne întâlnim mai glumim pe tema asta. Da. Se poate spune că există în balet prea târziu sau prea devreme? Pentru performanță, dacă vrei să ajungi să faci performanță, trebuie să începi de la vârstă fragedă. Dar dacă vrei să-ți împlinești un vis, dacă vrei să dansezi pe scenă, dacă vrei să îmbraci un tutu, niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Am avut chiar cursantă care avea 68 de ani. Ia uite. Și a ieșit pe scenă, a dansat jazz dance și nimeni nu i-ar fi dat mai mult de maximum 45 de ani. Era atât de plină de viață, de energie. Și mi-a mulțumit în nenumărate rânduri că i-am dat șansa să-și împlinească un vis, să danseze pe scenă. Ce înseamnă acest concept de jazz dance? De fapt, așa cum baletul este baza oricărui dans. Deci, fără balet nu există dans. Este un fel de dicționar de bază al oricărei mișcări în corelare cu muzica. Deci, fără balet, părerea mea este că nu poți fi un bun dansator. Măcar principiile de bază să le cunoști. Jazz dance-ul este o ramură a dansului dezvoltată de negri în America, cei care dansau pe stradă. Uh-huh. Deci este un concept de dans liber care, până la urmă, în timp, s-a dezvoltat și și-a creat însuși niște mișcări de bază, în continuare este un dans foarte liber, pentru că se poate dansa pe muzică lentă, se poate dansa pe muzică ritmată, se poate dansa în variate forme, dar conceptul în sine are pași de bază. Pe mine m-a fascinat întotdeauna ceea ce am putea, de exemplu, să recunoaștem, ar fi dansurile din videoclipuri. Uh-huh. Noi le denumim clipuri sau dans modern sau până și hip-hopul este jazz dance. Pentru că are pași de jazz dance, doar că ne-am obișnuit să le denumim hip-hop sau breakdance sau
Bun, dar la bază există acest concept. Da, există pași de bază care se pot preda și ai, ai de unde să pleci. Adică poți, a devenit, datorită acestor pași de bază, a devenit a fi, este un dans cult. Uh-huh. Așa cum, indulgent spus, ca și baletul, pentru că baletul este mult mai aproape de artă și e mult mai perfecționat. Dar și jazz dance-ul a devenit un dans cult, având în vedere istoria lui care a pornit de pe stradă. Deci un dans liber. Adulții sunt cei care vin mai mult către partea asta de jazz dance? Sau și copiii preferă jazz dance la Pas Butic? Eu am pornit aceste cursuri cu adulți și pentru adulți. Și anul acesta a fost prima dată când în spectacolul nostru, deja vestit de, de sfârșit de an, am încercat jazz dance și cu copiii. Deci în momentul în care la repetiții făceam dansul de jazz, copiii erau absolut, nu știu cum să spun, mult mai mult decât fericiți. Ei acum nu mai vor decât jazz dance. Pentru că este ritm, au descoperit că, libertatea în mișcare. E, uh-huh. Cum spun ei, că s-au învățat de la mine, eu fiind de Adelean, că e așa de fain. Da, e mult mai liber. Prin fainul ăsta spui multe, într-adevăr. Baletul este mult mai rigid. Jazz dance-ul este liber. Liber, dar totuși are pași de bază. Deci... Da, ce trebuie. Lecții importante de viață, să spunem, cu ce lecții importante așa de viață pleacă de la ora de balet, de la cursul de balet și copiii, dar și părinții lor? Păi, în primul rând, dacă fac o comparație, ceea ce, cum definim un balerin? Dacă vedem pe stradă doi oameni, unul care face balet și unul care nu face balet, cu siguranță ne dăm seama, pentru că cel care face balet are o ținută anume. Această ținută implică chiar și poziția capului, a umerilor. Eu întotdeauna le spun cursantelor mele și inclusiv copiilor să fie mai încrezătoare în sine. Deci, totdeauna mi-a plăcut să fac această comparație între a fi balerină și a fi mândră de absolut tot ceea ce faci. Pentru că în momentul în care îți schimbi ținuta capului, ținuta umerilor, atitudinea, eu sunt convinsă că ești deja perceput altfel. Da, așa e. Iată, o lecție frumoasă, predată acolo. Ce trebuie să înțelegem prin activități extracurriculare la Pas Butic? Păi, activitatea extracurriculară este ceea ce faci în afara programului obișnuit, adică ceva ce îți face plăcere, un loc unde vii cu plăcere și te simți împlinit atunci când pleci. Deci, pentru mine asta înseamnă. Deci, eu știu și așa este și toate cursantele mele poate să confirme, oricât de supărate sunt după o zi de lucru sau o zi grea sau o zi încărcată sau tristă, înnorată, cu siguranță pleacă cu zâmbetul pe buze și așa este. Deci, toată lumea pleacă fericită. Da. Iată, o bilalbă pentru voi. Da. O pun câștigat că nu se întâmplă. Nu, deci, să pleci din multe locuri cu zâmbetul chiar pe buze. Așa e. Și de foarte multe ori mi-au spus cât de bucuroase sunt că vin să facă balet și că pleacă fericită. Gabi, ce înseamnă să îți găsești școala de balet potrivită? Ei, cred că ceea ce am observat, toate fetele, doamnele, domnișoarele care vin și rămân la mine la școală, pentru că eu las libertatea fiecărui nou cursant de a alege dacă vrea sau dacă dorește sau nu dorește să facă parte din, pot să zic, familia noastră. Și nu știu cum se face, dar în general
pot să spun 99,9% cei care vin la mine nu mai pleacă. Cred că se autoselectează sau probabil că ne caută pe internet și își formează o imagine și atunci știu ceea ce își doresc. Când știu ei de fapt ceea ce își doresc? După prima oră de curs, să spunem? Eu sunt convinsă că după prima oră de curs își dau seama dacă vor să rămână. Deci așa se întâmplă. Pentru că fiecare profesor are un alt mod de a preda. La mine se râde, se glumește, chiar dacă se muncește mult, pentru că toată lumea transpiră și toată lumea spune, eu credeam că baletul e ușor, dar nu joacă, este. Da. În pauze, când le supra-solicit musculatura, au voie să mănânce caramele, deci la mine e atât de liber. Pentru că avem nevoie de dulce ca să putem produce rezista. Exact. Și da, asta este foarte important, că este o atmosferă destinsă. Când eram eu la liceu de coreografie și pe vremurile acelea puse, era o strictețe fantastică. Sigur că ca să ajungi la performanță trebuie un fel de, să-i spunem în ghilimele, armată, o rigurozitate, o seriozitate, dar atunci când nu-ți dorești să ajungi prim solistă, cum este cazul cursantelor mele, atunci e bine să înveți zâmbind, cred eu. Înseamnă că relația aceasta între cursant-profesor e vitală. Da, da. Da. Cursanții te doresc, te iubesc, te apreciază, se împacă și, bine cu tine. Și eu pe ei. Da. Da. E, vezi, asta se simte, chimia asta. Da. Și probabil că de-aia se întâmplă ceea ce spuneai tu, că vin și nu mai pleacă. Da. Cine mai face parte din echipa aceasta, Pas Butic? Din această echipă, în primul rând, fiica mea pe care mă bazez în tot ce înseamnă legătură scrisă între cursanți. Ea este responsabilă cu afișele, cu toată imaginea Pas Butic. Și ca și profesor, pentru că la un moment dat eram în incapacitate de a mai primi elevi și cererile continuau să crească, mi-am chemat o foarte bună prietenă, fostă colegă de clasă, tot de la Cluj, să mi se alăture, așa că și ea predă balet în același mod ca și mine. Pe ecran se derulează acum poze de la locul faptei, acolo unde lucrați, sala voastră de balet. Am făcut câteva selecții aici, cred că chiar de la cursul, de la workshop-ul Melindei Iocob. Da. Ce ne spui despre workshop-ul ăsta? Pentru că am văzut că a fost foarte bine primit, mi-am dat seama din comentariile de pe pagina voastră de Facebook și din postările de pe blog. Este al treilea an când ține ea acest workshop. Pas Butic este doar o gazda. Ea este, de fapt, suntem rude, ea este verișoara mea. Foarte mare iubitoare de dans contemporan. Ea singură și-a plătit singură cursuri și astfel a evoluat, pentru că învățând din munca altora și completând-o cu talentul propriu, așa pot să progresezi. Și ea este un coreograf foarte cunoscut în Ardeal și în străinătate, mai puțin în București. Deci nu au reușit să pătrundă aici și eu, cunoscându-i talentele, am hotărât că în fiecare an, după spectacolul nostru tradițional de sfârșit de an, să organizez acest workshop, pentru că am văzut
că multe din cursantele mele sunt amatoare de dans contemporan. Uh-huh. Și astfel încât ea vine în fiecare an, stă între 6 și 7 zile, este un curs intensiv care durează, adică se desfășoară zilnic, 3 ore, 3 ore și jumătate, câteodată 4 ore intensiv. Și în aceste 6-7 zile se întâmplă un spectacol, deci se lucrează pe coreografie și la sfârșitul modulului este reprezentat ca și spectacol. Și este minunat pentru cursante, uh-huh. pentru că învață foarte mult, învață mult despre propriul corp și ea este un pedagog extraordinar. Și iarăși ceea ce fascinează este faptul că ajung să arate și celorlalți ceea ce au învățat ei în aceste 6 sau 7 zile. Deci cursul are o finalitate. Nu doar învățăm și rămânem cu ceea ce am învățat, ci putem să și arătăm ceea ce am învățat. Și să fim apreciați da. În consecință. Da. Este adevărat că se lucrează după o programă adaptată personalității cursantului? Sau doar la cei mici? Un pic. Eu pot să spun că oarecum exact ce spuneam mai înainte. Deci, cei care vin la mine au o anumită personalitate uh-huh. care trebuie să fie ca și a mea, ca să mă placă, ca să putem munci. De exemplu, la final de an, când creez foarte multe coreografii, anul ăsta, de exemplu, am avut 23 de dansuri, îmi aleg cursanții și fac dansurile astfel încât, da, ele sunt croite pe personalitatea fiecăruia, pentru că nu toți sunt capabili să fac aceleași mișcări, să exprim aceleași sentimente. Deci, din punctul ăsta de vedere, da. Cum este văzut și structurat și gândit acest spectacol Pas Butic, Florile Dansului, da? Le Fleur de la Dans. Astea sunt, acesta este spectacolul de sfârșit de an. Da, nu? Acesta a fost titlul ultimului nostru spectacol. Am pornit de la ideea costumelor, în primul rând, pentru că tot ce se vede pe scenă este creație proprie, deci și asta e minunat pentru mine, de aceea și sunt atât de fericită la Pas Butic. Toate costumele le creez și majoritatea chiar le cos eu și anul ăsta am simțit așa, nevoia de multe flori, deci toate costumele erau pline de flori și mi s-a părut că e un titlu care arată, se potrivește. Care se potrivește, da. Și cât de intense sunt pregătirile pentru acest spectacol? Cam cu 3 luni înainte de spectacol, totdeauna în momentul în care încep repetițiile îmi sacrific weekendurile și desigur lucrez cu cele care sunt dispuse să-și sacrifice weekendurile. Vin și părinții la da, clacă, da, ca să da, zic. Da. Deci se lucrează, pentru că în general cursul se întâmplă de 2 ori pe săptămână, iar atunci când pregătești un spectacol de 2 ori pe săptămână, câte 50 de minute, chiar nu ajung. Foarte interesant, din ceea ce am văzut, pozele postate de voi pe site și pe Facebook, mi s-a părut și acel spectacol cu povești din iarnă, parcă, nu? Spectacolele noastre dinainte, deci de acum 2 ani și acum 3 ani, aveau o poveste. Uh-huh. Eu, pentru că atunci nu aveam foarte mulți cursanți, am simțit nevoia să ofer publicul fiind, de fapt, părinți, cunoștințe, prieteni ale celor care se află pe scenă. Să le ofer un spectacol care să dureze totuși, să aibă măcar 50 de minute. Și atunci, folosindu-mă și de ceea ce știe să facă foarte bine fiica mea,
Am luat copii, am creat o poveste, o poveste a spectacolului și am filmat copii în diferite ipostaze și am inserat între dansuri filmulețe cu copii. Și așa s-a născut, de exemplu, al doilea nostru spectacol, Aventura Tropical. Aha. Următorul a fost Extraterra Aventura, pentru că am folosit diferite tehnici de filmare, astfel încât copiii păreau că se plimbă pe Marte și... Aha, ce frumos, interesant, în, da. Da. Balerinele, da, deci extraterestre. Era foarte drăguț. Da. Să avem filmulețele și acestea pe... Cum se lucrează cu cei mici? Minunat. Deci... În primul rând, trebuie să-i iubești, pentru că ei asta simt. Se atașează fantastic, cel puțin de mine. Eu mă gândesc așa în general. Mie mi-era frică de profesoara mea și n-am vrut să fac acest lucru cu copiii. Copiii care sunt la mine sunt foarte atașați de mine și eu de ei. Și sunt foarte ascultători. Și chiar dacă... Câteodată îmi închipui că trebuie să insist și să le arăt o mișcare de foarte multe ori și nu pot să spun că nu mă și supăr, că ei nu înțeleg. Și ora următoare, de fapt, îmi da seama că eu i-am plictisit și ei nu mai vroiau să mă asculte. Aha. Pentru că se plictisiseră. Dar, de fapt, știu foarte bine, bine ce au de făcut. Exact. Deci, cu copiii, de fapt, se lucrează foarte ușor și cred că contează foarte mult atitudinea adultului care se ocupă de copii. Uh-huh. Îți pun întrebări, sunt curioși, îți mărturisesc că poate vor să ajungă, da, la un moment dat stele ale baletului. Da, sunt foarte multe balerine... În devenire acolo. Da, sunt prim soliste deja. Da. Da. Prin ce te uimesc cel mai mult și cel mai mult copiii de la cursurile tale? Prin inocența lor. Deci sunt fantastici. Eu le predau balet jucându-mă cu ei și încerc întotdeauna să îi transpun exact în lumea pe care ele și-o închipuie. Ele trăiesc într-o poveste, așa că unul din exerciții este ne punem într-un cerc și le întreb ce fel de prințesă ți-ai dori să fii. Aha. Sigur că de multe ori primesc răspunsul, nu mi-aș dori, eu sunt. Da, deci te lasă, da, fără cuvinte. Da. Și apoi le pun muzică și ele chiar dansează așa, din tot sufletul. Nu se jenează, nu sunt inhibați deloc, deci e minunat. Inocența asta a copiilor este... Am putea să învățăm puțin de la ei. De la ei, categoric, așa e. Mi-a plăcut tare mult o poză, tot pe Facebook-ul vostru, am admirat-o, cu apusul de soare în sala de balet și deja aveam scenarii de film în cap. Chiar cum este apusul de soare privit prin fereastra studioului, atelierului de dans Pas Boutique? Este minunat, în primul rând, pentru că am exact sala de balet pe care am visat-o întotdeauna, cu geamuri imense. Vedem oarecum peste oraș. Și chiar în fiecare seară ridicăm jaluzelele și... Nu știu, e minunat să intre acea lumină caldă într-un loc cald. Până la urmă, Gabi Batory, ce înseamnă dragostea nemărginită pentru dans? Păi, cred că fără asta nici n-aș putea trăi. Sau trăiesc prin dans, sau nu știu cum să-i spun. Deci nu-mi închipui. Dacă oricine m-ar întreba ce ai fi făcut dacă n-ai fi dansat, n-aș putea să răspund. Deci sigur aș fi dansat și aș fi predat. Nu știi să trăiești altfel. Nu, deci clar nu. Urmărim și noi în continuare un film. De fapt sunt secvențe din câteva spectacole ale voastre de sfârșit de an,
cu, iată, absolvenții ai cursurilor de la atelierul Pas Butic. Ce simți când vezi, când revezi aceste imagini? M-am emoționat. Am observat, da. Și la final, acolo, trupa cu tine în frunte. Ai lăcrimat. Da. Asta înseamnă dragostea nemărginită pentru dans și pentru, de fapt, pentru ceea ce faci tu, da? Da. Faptul că tu altfel nici n-ai putea exista. Da, foarte frumos și să știi că nu foarte des mi se întâmplă să am astfel de invitați atât de sensibili și de onești. Despre cooperare în mișcare și gândire, despre dansul în perechi și despre forța pe care o poate avea echipa, iată, cred că v-ați dat seama. Numai așa putem defini sau putem defini și așa baletul. Sau forță, concentrare, autodisciplină. Atelierul Pas Butic, undeva în București, trebuie neapărat să-i treceți pragul. Până atunci să puteți accesa pagina de Facebook, Atelier Pas Butic și site-ul echipei. Mulțumim încă o dată invitatei noastre din această seară, Gabi Batori, profesoară de balet și jazz dance. Dreamnet Radio. More music, more colors.